Nașterea este un proces complicat. Nașterea este un proces complex. În naștere intri cu 100% doză de responsabilitate, înțelegere completă a procesului, ce urmează să ți se întâmple. Și încă două aspecte foarte importante care se lucrează mult timp înainte să naști. De fapt, toate astea se lucrează mult timp înainte să naști. Eu nu mă duc la grupul de maratoniști care s-au pregătit 3 ani de zile să alerge un maraton și eu mă duc așa ca o floare. S-a pregătit din multe puncte de vedere. Din toate punctele de vedere. Nu din doar a alergat în parc dimineața cu un cronometru. Nu, din toate. Alimentație, somn, psihologic, emoțional, intențional. Cum vrei tu? Ei s-au pregătit, au investit și chiar și niște bani în echipament, în mult. Deci s-au pregătit pe toate, să luăm oricare exemplu al oricărui maratonist. Cel mai necunoscut, nu contează. Aveți în preajma voastră, aleargă foarte mulți. Maratoniștii de obicei sunt mulți, mulți, mulți. Sigur aveți în jurul vostru, în preajma voastră, în anturaj, cel puțin un maratonist. Întrebați-l ce presupune acest proces. Este identic cu nașterea. Identic. Implică, în primul rând, pregătire. Eu n-am rămas însărcinată, am dus sarcina cum s-a nimerit și gata, m-am dus la spital și am zis, nășteți-mă. Ce este asta? Păi și după aceea, noi trebuie să înțelegem un lucru. Femeia, bărbatul, care sunt pe cale de a deveni părinți, mâine, poi mâine, peste 9 luni, peste 3 ani, nu contează, când au decis ei că vor să devină părinți, ei vor fi părinți, ei nu mai pot fi copii. Atenție foarte, foarte mare. Și indiferent că cei doi au 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani, 40 de ani, nu contează. Sunt foarte mulți la 30-40, trecuți de 40, copii. Copii, efectiv. Cum caracterizăm un om adult ca fiind copil? Lipsit de responsabilitate. Cuvântul cheie este responsabilitate. Ți-amintești că noi anul trecut, în emisiunile mele cu Cezar, cu tine, am rostit, cred că, de sute de ori acest cuvânt acum, cuvântul cheie al anului 2020. Cine și-a asumat responsabilitatea până acum a trăit și a trecut prin toată această poveste care ni se întâmplă tuturor foarte ușor, foarte frumos. Responsabilitatea este cheia în orice și este esența vieții. Nu ești responsabil, nu meriți viața. De-aia mulți sunt la limita subzistenței, nici măcar supraviețuirii. E vorba de responsabilitatea pe care ți-o asumi. Copiii nu au responsabilitate. Eu am 4, sunt mici, acasă, ei trăiesc în lumea lor, ei vor bucurie. Ei nu iau decizii, ei nu se gândesc cum, ce, în ce fel, ei nu iau decizii. Asta e, aceasta este caracteristica principală. Copilul nu ia decizii. Și ușor, ușor încep să-i... Cel mult are dorințe, vreau. Dorințe, exact. Bun dorințe, foarte bun. Peste dorințe la vârsta adultului, maturului, trebuie să suprapunem această responsabilitate, acest decizional, capacitatea de a lua decizii. Asumarea. Asumă-ți. Tu vrei să fii părinte. Automat tu nu mai poți fi copil. Adică iresponsabil. Automat. Tu nu poți să te bazezi pe părinții tăi că îți vor crește copiii. Ce este asta? Părinții devin bunici, nu părinți. Tu devii părinte.